Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul al 8-lea. Cât despre cele jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință. Cunoștința însă semețește, iar iubirea zidește. Iar dacă îi se pare cuiva că cunoaște ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, acela este cunoscut de el. Iar despre mâncarea celor jertfite idolilor, știm că idolul nu este nimic în lume și că nu este alt Dumnezeu decât unul singur. Căci deși sunt așa ziși Dumnezei fie în cer, fie pe pământ, precum și sunt Dumnezei mulți și domni mulți, totuși pentru noi este un singur Dumnezeu Tatăl din care sunt toate și noi întru El și un singur Domn Iisus Hristos prin care sunt toate și noi prin El. Dar nu toți au cunoștința, căci unii din obișnuința de până acum cu idolul mănâncă din cărnuri jertfite idolilor și conștiința lor fiind slabă se întinează. Dar nu mâncarea ne va pune înaintea lui Dumnezeu, că nici dacă vom mânca nu ne prisosește, nici dacă nu vom mânca nu ne lipsește. Dar vedeți ca nu cumva această libertate a voastră să ajungă potignire pentru cei slabi. Căci dacă cineva te-ar vedea pe tine, cel ce ai cunoștință, șezând la masă în templul idolilor, oare conștiința lui, slab fiind el, nu se va întări să mănânce din cele jertfite idolilor? Și va pieri prin cunoștința ta, cel slab, fratele tău pentru care a murit Hristos. Și așa, păcătuind împotriva fraților și lovind conștiința lor slabă, păcătuiți față de Hristos. De aceea, dacă o mâncare zmintește pe fratele meu, nu voi mai mânca în viac carne ca să nu aduc zminteală fratelui meu.